Salut, sunt Cătălin Lungu, sunt din Bacău, lucrez de aproximativ 22 de ani în acest domeniu, iar de 17 ani sunt activez ca și trainer în această industrie. Sunt o persoană foarte pragmatică, sunt determinat în ceea ce fac. Nu sunt persoana jumătăților de măsură, ori totul, ori nimic. Nu știu dacă este ceva care mă face un detaliu care să mă facă unic, eu cred că toți suntem unici. Dacă ar fi să ca cineva să descrie stilul meu, mi-ar place să fie descris prin câteva cuvinte simple. Simplu, sofisticat și elegant. Este o profesie care aș putea să spun că m-a ales, ea m-a ales și nu am ales-o eu. A fost o pură întâmplare și fiind o persoană foarte, așa cum am spus mai înainte, foarte determinată să duc lucrul la bun sfârșit, atunci când am intrat în acest domeniu, am început să cercetez acest domeniu, s-a născut pasiunea pentru acest domeniu. Iar mai departe am luat această pasiune și am dus-o în pragul obsesiei. Se întorc pentru soluțiile pe care le ofer, pentru stilul unic pe care ei consideră că este un stil unic pe care îl abordez în ceea ce privește părul și pentru relațiile pe care le legă cu clienții mei. Având în vedere că la bază este pură pasiune, au fost foarte multe momente bune, să spun așa, înaltătoare în cariera mea. Pe departe, unul dintre cele mai bune momente a fost în momentul când am devenit profesor la una dintre cele mai prestigioase academii de hairdressing din lume. Al doilea moment bun este momentul în care m-am întors în România după ani de zile petrecuți în Marea Britanie, iar publicul din România a îmbrățișat ceea ce aveam de oferit cu brațele deschise. Deci, asta a fost probabil unul dintre cele mai frumoase momente din cariera mea, atunci când publicul de acasă m-a îmbrățișat cu toată căldura. Eu niciodată nu am fost un genul de persoană care să urmeze neapărat tendințele sau trendurile. Consider că fiecare client este unic în felul lui, iar noi ca și profesioniști trebuie să scoatem în evidență unicitatea fiecărui client. Se poartă ceea ce îți stă bine și îți potrivește. Când spun că se potrivește, un păr, în general, trebuie să potrivească, să devină o extensie a personalității clienților noștri. Deci, după părerea mea, se poartă ceea ce îți stă bine și îți potrivește atât din punct de vedere al trăsăturilor, cât și al stilului de viață și tipului de personalitate. Deci, părul, nou trend, să spun așa, și ar trebui să sune așa. Părul trebuie să devină o extensie a personalității noastre, iar fiecare dintre noi suntem diferiți, așa că încercăm să scoatem în evidență personalitatea și unicitatea fiecăruia dintre noi. Așa cum am spus, Mero este soluția pe care eu am văzut-o la toate nevoile noastre. Folosesc Mero pentru a-mi optimiza în primul și în primul rând timpul meu, timpul colegilor mei și, bineînțeles, timpul clienților noștri. Am hotărât să folosesc acest tip de abordare către clienții noștri pentru că face foarte facilă modul în care fiecare dintre noi ne gestionăm timpul și programările. Clientul are un control foarte eficient asupra programărilor, iar noi asupra timpului. Deci, așa cum am spus în enumărate rânduri, timpul a devenit cea mai prețioasă resursă la momentul acesta, iar gestionarea lui nu a fost niciodată mai ușoară decât în momentul ăsta. Într-adevăr, nou curent, da, și viitorul este
în industria de programare online vine cu ajutorul acestor tipuri de platforme, iar din punctul meu de vedere, Mero a bifat toate cerințele noastre. Posibilitatea de a fi mult mai eficienți cu timpul nostru, posibilitatea de a promova serviciile și a genera clienți noi. Prin ajutorul acestei platforme putem să comunicăm către clienții noștri identitatea noastră vizuală. Clienții au posibilitatea să intre pe profilul nostru și să vadă lucrările noastre și stilul nostru caracteristic. Deci, Mero ne oferă această facilitate în ceea ce privește clientul, poate să observe munca noastră în timp real. În primul rând, am economisit foarte mult timp, da? Foarte mult stres eliminat cu ajutorul acestei platforme. Ne oferă posibilitatea să petrecem timp prețios cu cei dragi, dar și posibilitatea de a genera noi programări.